Toamna este anotimpul în care agricultorii culeg roadele muncii lor de un an. Cei mai buni dintre ei au cules însă și altfel de roade. Au fost premiați în cadrul Galei Fermierilor. Petru Flocosul din satul Cotova, raionul Drochia, deține o fermă de struți, dar și mai multe terenuri agricole. Fermierul spune că aprecierea activității sale îl motivează să investească în continuare în afaceri agricole. Cred că a fost un an greu, dar totuși prin munca noastră personală, a familiei, vreau să zic că avem rezultate. Bune, vreau să zic că a fost apreciat la această gală. Este un imbold pentru fiecare fermier, pentru a obține noi rezultate, noi perspective de dezvoltare. Pe lângă riscurile permanente legate de condiții climaterice și accesibilitatea unor piețe de desfacere, în ultima perioadă agricultorii moldoveni au de înfruntat și alte probleme. Chiar și în situația când avem probleme legate de creșterea prețului la inputuri, pandemia, războiul din Ucraina lansat de către Federația Rusă, totuși găsesc posibilități să facă investiții, să acceseze piețele din Republica Moldova. Sunt și cei care mai participă și la piețele internaționale. Fermierii și-au exprimat doleanțele pentru dezvoltarea afacerilor lor. Prima e sursa de apă, irigare. Se atragă mai mare atenție, mai multe fonduri europene să facă sisteme de irigare în Moldova. A doua problemă e problema forței de muncă care nu o avem calificată. A treia problemă e creditarea. Reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură au prezentat mecanismele de susținere financiară din partea statului. În acest an, Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural constituie 1 miliard 750 milioane de lei. Surse financiare ce sunt alocate producătorilor agricoli. Dacă să vorbim de situații sau de mecanisme de stimulare anume orientate către producătorii agricoli în situații de criză de astăzi, în acest an guvernul a venit cu rambursarea accizei la motorină. Sunt rezervate 320 milioane de lei, dintre care 60 deja au fost debursate pe coturile producătorilor agricoli. Gala Fermierilor se află la cea de-a treia ediție. În acest an, la eveniment au participat 30 de antreprenori.